Mă uit la dumneavoastră și mă simt ca în familie. Totuși, aș vrea să punctez faptul că în acest an Colegiul Național de Arte Dinul Ipati a inițiat această săptămână a muzicii de cameră în speranța că tinerii noștri liceeni vor aprecia muzica de cameră, se vor implica în formațiile de muzică de cameră, se vor împrieteni cu problemele specifice muzicii de cameră și vor surmonta problemele ridicate de acest gen de muzică. După cum știți, și încă o dată vreau să punctez, această săptămână a însemnat o serie de 4 recitaluri. Am început marțea aceasta, la Tinerimea Română, primul recital. Am continuat la Biblioteca Națională cu cel de-al doilea recital, care a marcat și Ziua Europei. Al treilea recital a fost la noi în școală, 10 mai, Ziua Regalității. Iar recitalul de astăzi este încheierea acestui ciclu. Îmi iau angajamentul ca la anul să fie cea de-a doua ediție a acestei săptămâni a muzicii de cameră și vă invit, deocamdată, să ascultăm ultimul recital al primei săptămâni de muzică de cameră, inițiată de Colegiul Național de Arte din Ipati. Succes! Thank you.
Thank you.
Thank you.